Ești cu adevărat senzațională și detașată, dai impresia că nu ești din această lume. Un umanist autentic, nu tolerezi manifestări de nedreptate. Uneori ești atât de scufundat în planuri și idei nerealiste încât potențialul tău pozitiv este pierdut într-o vanitate agitată. Cu toate acestea, ai o înțelegere congenitală a oamenilor și poți empatiza cu ei. Ascultând problemele umane, comunici și lucrezi cu alții în mod decisiv. Tu poți, fie să te dedici ideii sau grupului comunitar, fie să te dedici dorinței de creștere și dezvoltare personală. Cu toate acestea, indiferent de direcția aleasă, te dedici altruist să lucrezi în favoarea cauzei alese. La tine există o nevoie urgentă de comunicare, prin urmare, finalizarea oricărei întreprinderi implică o prezentare magnifică a rezultatelor obținute în societate. Nu ești tăcută și îți poți exprima gândurile în mod deschis și chiar aspru. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: ai o minte puternică, dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecventă în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a gestiona bani. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a separa principalul de secundar și de promiscuitate. Ești foarte neobișnuită, deoarece în mod constant ești scufundată în gândurile și visele tale și înstrăinată oarecum de lumea reală. Ai un sentiment ascuțit de justiție, ești întotdeauna gata să te grăbești să-i aperi pe cei nedreptățiți. Îți folosești cu ușurință abilitățile și talentele, petrecând adesea timp și energie în elaborarea de proiecte nerealiste. Ar trebui să lucrezi în sfera socială, comunicând activ cu oamenii. Îți poți dedica întreaga viață pentru a lucra pentru binele familiei sau a echipei tale sau pentru dezvoltarea talentelor naturale, dar rareori pentru ambele. Dacă ești serios îngrijorată de prosperitatea ta, pierzi mult în comunicarea cu ceilalți. Iar dacă te-ai dedicat prietenilor și colegilor, dimpotrivă, îți îngropi talentele. În orice caz, eforturile depuse de tine sunt însoțite de un mare entuziasm și pasiune. În viața ta, un punct de cotitură coincide cu prima întoarcere a lui Saturn, între vârsta de 28 și 30 de ani, sau la mijlocul vieții la vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani, atunci când poți lua o decizie importantă în carieră. O astfel de alegere este inevitabilă. Tu poți demonstra o abordare foarte ciudată și chiar excentrică a vieții. Armonia ta poate provoca ostilitate din partea altora. Lipsa tactului și a diplomației se bazează numai pe educație precară. Deoarece ești prea preocupată de propria reprezentare a societății, ai tendința să subestimezi audiența.
Indiferent dacă ești prin natura ta o personalitate liberală sau conservatoare, influența ta asupra altora este foarte mare, dar tu rămâi indiferentă față de critică. Deci reacția societății la acțiunile tale uneori se dovedește a fi incomprehensibilă pentru tine. Ești devotată muncii tale astfel încât poți lucra ani de zile fără recunoaștere publică și aceasta este una dintre componentele succesului. Pe de altă parte, poți rămâne oarbă față de eșecurile tale și pretinzi că nu ești deloc deranjată de ele. De regulă, ai succes departe de casa ta. De fapt, o nevoie indestructibilă de a călători în întreaga lume trăiește în tine, chiar și rolul nu întotdeauna plăcut al străinului nu provoacă indignarea ta internă. Viața departe de casă este plină de multe dificultăți, dar depășirea obstacolelor, experimentarea, adaptarea la o nouă situație, este un fel de specializare a ta. În timpul liber, ești bucuroasă să cauți divertisment și, în acest sens, o varietate de activități de divertisment le cauți într-un nou habitat. Te distingi față de alți nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești veselă, plină de tinerețe, ești sexy în orice împrejurare, iubești misterul, prin urmare în jurul tău există întotdeauna o ceață groasă și sub evaluare. În același timp, tu nu devii izolată în sine, ci ești activă și luminoasă din punct de vedere social, lăsând în același timp o rezervă pentru interpretarea cea mai neașteptată a imaginii. Cum afectează data de 27 mai soarta ta? Îți dai toată silința în muncă, încercând să obții cel mai bun rezultat. Aprobarea societății este foarte importantă pentru tine și fiecare dintre proiectele tale se încheie cu prezentarea rezultatelor muncii pentru toți. Tăcerea nu este trăsătura ta distinctivă și îți exprimi opinia direct fără niciun fel de subterfugi. Ești un adevărat muncitor care are grijă de bunăstarea familiei. Cu toate acestea, poți prefera să investești în educația proprie, dezvoltând talentele tale. Dacă îți pasă de dezvoltarea ta, ești privată de multe bucurii ale vieții și de comunicarea cu prietenii. Dacă îți vei dedica timpul să muncești și colegilor, îți îngropi talentul în pământ și refuzi marile perspective în viitor. Dar indiferent de ocupație, îți pui întregul suflet în ea. Dragoste și compatibilitate. În relațiile romantice, natura ta paradoxală poate surprinde chiar și oamenii apropiați. Ești sincer devotată partenerului tău și ești gata să te sacrifici în totalitate. Cu toate acestea, dacă în realitatea nu-ți satisface așteptările, ești profund de dezamăgită și te străduiești să găsești un alt partener de viață ideal. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite.
Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră, ai nevoie de o mulțime de comunicare, prin urmare, după finalizarea lucrărilor pe un proiect, îți place să organizezi o întâlnire magnifică, o petrecere, o reuniune. Ești departe de a fi tăcută și dorești să vorbești, dar adesea gândurile exprimate de tine sunt foarte ascuțite și impulsive. Alegerea activității tale profesionale nu o poți evita. Se va întâmpla fie în jurul vârstei de 28 de ani, fie pe la 42 de ani. Atitudinea ta frivolă față de viață, care nu este exprimată întotdeauna cu umorul potrivit, este percepută de societate ca lipsă de educație adecvată și lipsă totală de sensibilitate și tact. În plus, ești ocupată cu gânduri despre cum să demonstrezi mai bine publicului rezultatele muncii tale. Ai o influență puternică asupra celorlalți, indiferentă de conservatorismul opiniilor tale sau de radicalitatea lor, și ești capabilă să-ți transmiți propriile idei către societate. Cu toate acestea, critica ta nu este bine percepută, ca urmare a faptului că reacția negativă a altora poate deveni o surpriză neplăcută pentru tine. Chiar dacă recunoașterea și succesul nu s-au întâlnit cu tine, vei continua să-ți îndeplinești îndatoririle fără reproșuri, fără să aștepți mai multe lucruri care îți pot aduce rezultatele dorite în viitor. Tu nu-ți analizezi greșelile și nu vei trage concluziile necesare. Uneori, poți realiza un mare succes în afara țării tale, în special din dorința ta de a călători și de a explora locuri necunoscute. A trăi departe de patrie te confruntă cu diverse dificultăți, dar depășind obstacolele și adaptându-te la circumstanțe noi, îți testezi capacitatea de a supraviețui, simțind satisfacția superiorității voinței tale față de vicisitudinile soartei. Sănătate și boli. Poți fi atât de absorbită în munca ta, încât să uiți complet de exercițiile fizice, cu excepția cazului în care sportul sau educația fizică este profesia ta. În același mod, implicat activ în gătit, urmărești în primul rând scopul de a satisface atât nevoile tale, cât și nevoile altora. Nu ești prea strict în atitudinea ta față de fumat și alcool, iar uneori aceste lucruri duce la incontinență. Cauți în mod activ divertisment în timpul liber, lucrezi la maxim și te odihnești la fel de viguros. Cea mai mare problemă pentru tine este reprezentată de depresiile periodice, în timpul cărora te izolezi de lumea exterioară. Depresia poate fi însoțită de focare de alergii. Ar trebui să-ți protejezi sistemul nervos, soarta și norocul. Ai o personalitate puternică și intenționată, dar viața ta este plină de surprize, atât plăcute cât și neplăcute. Ești nerăbdătoare, încăpățânată și impetuoasă. Aceste trăsături te vor împiedica în viață. Ești capabilă să creezi o viață prosperă pentru tine însăți, având bogăție și putere, dar ar trebui să fii atentă la oamenii invidioși, lăudăroși și criminali care vor fi în număr mare în jurul tău. Sfaturi pentru tine. Chiar dacă nu dai atenție criticilor celorlalți, fii atentă la conștiința proprie. Lasă-te condusă de sinele tău cel mai elevat. Nu exagera cu munca. Ia-ți vacanțe cât de frecvent poți. Atenție la reacțiile pe care le provoci. Nu trece atât de ușor peste greșelile tale. Pentru că nu te temi de rolul străinului, poți începe viața de la zero într-un loc nou cu plăcere și în cele din urmă îți poți găsi norocul. Ai grijă la experimente. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon.
Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutii mici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nae Lăzărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.